Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat și susțineți canalul în continuare. 100.000 pare doar un număr pe YouTube, dar în realitate înseamnă foarte mulți oameni. 100.000 de oameni încap pe stadionul Camp Nou din Barcelona, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro sau pe Melbourne Cricket Ground. Ai avea nevoie de două arene naționale pentru 100.000 de oameni. În Râmnicu Vâlcea, Suceava, Focșani, Tulcea, Botoșani, Satu Mare sau Drobeta, Turnu Severin trăiesc aproximativ 100.000 de oameni. 100.000 de oameni cu o greutate medie ar cântări 7.804 tone. În astronomie, 100.000 de metri sau 100 de kilometri este altitudinea la care Federația Aeronautică Internațională definește începutul zborului spațial. Un fulger are suficientă energie pentru a prăji 100.000 de felii de pâine. Această replică Lego a MS Jutlandia, construită de Arhan Odekote, are în jur de 100.000 de piese. Au fost necesare 5 luni de planificare și încă 6 luni pentru construire. În medie, inima unui om bate de aproximativ 100.000 de ori pe zi. Statele Unite ale Americii au avut la un moment dat bagnote de 100.000 de dolari tipărite de către biroul de guvern și imprimare în perioada 1934 și 1935. Ele nu au fost niciodată puse în circulație și au fost destinate numai pentru tranzacții între băncile rezervei federale. Utilizarea bagnotelor de 100.000 de dolari s-a încheiat în anii 1960, când transferurile bancare au devenit populare. Cele 42.000 de bagnote tipărite au fost distruse de către guvern și doar foarte puține mai există, fiind foarte rare. Grupul Domino Art din Austria a stabilit un record mondial Guinness, construind cea mai înaltă construcție domino din lume. Show-ul, care a durat doar 4 minute pentru ca toate piesele să se răstoarne, a fost construit folosind 100.101 piese de domino. A fost nevoie de 5 luni de planificare și 4 zile întregi pentru a așeza piesele. $100,000 subs no videos este un experiment social pentru a vedea dacă un canal de YouTube poate ajunge la 100.000 de abonați fără niciun videoclip încărcat. Experimentul a început în februarie 2015, când Connor și Kais, proprietarii canalului, au vrut să dovedească faptul că un număr mare de abonați nu înseamnă în mod necesar un conținut de calitate. Fără niciun conținut, singurul mijloc de creștere a fost prin secțiunea de comentarii, cei doi lăsând comentarii pe toate canalele pe care le găseau. Canalul a crescut remarcabil de rapid și la 9 aprilie 2015 au atins obiectivul de 100.000 de abonați. Fericiți cu ceea ce au realizat, au pus ochii pe următorul obiectiv, 1.000.000 de abonați. Cu toate acestea, canalul lor a fost închis de YouTube din cauza unei încălcări a termenilor și condițiilor de furnizare a serviciilor. În ianuarie 2015, un joc ultra rar pentru consola Nintendo Entertainment Systems a ajuns la suma de 100.000 de dolari în urma licitațiilor pe eBay. 100.000 este o sumă foarte importantă pentru mine și de aceea îți mulțumesc ție, unul dintre cei peste 100.000 de abonați, fără de care nu am fi ajuns aici. Sper să îți placă acest canal și în continuare, ca și atunci când te-ai abonat. Probabil un videoclip anume te-a făcut să te abonezi și sunt curios care este videoclipul sau subiectul tău preferat și de când ești abonat la 5 chestii interesante.